Faza a doua de imunizare a început în municipiul Constanța cu un singur centru de vaccinare, cel de la Spitalul Militar Modular de pe stadionul Portul. În paralel, municipalitatea a începuse demersurile pentru ca și cel de-al doilea centru să fie funcțional. Lucrările la centrul de vaccinare de la pavilon expozițional sunt în plină desfășurare. După ce cabinetele au fost racordate la utilități, muncitorii pun mobilierul. Reprezentanții primăriei spun că zilnic la viitorul centru de vaccinare până la 2000 de persoane ar urma să primească serul anticovid, iar de procesul de vaccinare pe un singur schimb se vor ocupa aproximativ 70 de oameni. Însă asta doar în momentul în care în toate fluxurile vor putea fi vaccinați constanțeni. Centrul de vaccinare de la pavilionul expozițional este prevăzut cu cel mult 40 de fluxuri. Într-o primă etapă ar urma să fie funcționale doar 5. Aceste 5 fluxuri de vaccinare vor fi împărțite în felul următor. 2 fluxuri de vaccinare vor fi pentru cadrele didactice, iar 3 fluxuri de vaccinare vor fi pentru populația generală. Și nici măcar nu a fost stabilit momentul în care cele 5 fluxuri ar putea să primească pacienți. Totul depinde de dozele de vaccin care ajung în țară pentru a fi repartizate în centrele în care există solicitări. Chiar dacă există informații conform cărora în zilele următoare centrul din Mamaia va fi gata, cel mai probabil va deveni funcțional în jurul datei de 8 februarie. Centrul de vaccinare de la pavilionul expozițional Constanța va deveni funcțional în momentul în care Ministerul Sănătății va mări numărul de fluxe pentru județul nostru. Reprezentanții primăriei estimează că municipalitatea va cheltui aproximativ 3 milioane de euro cu campania de vaccinare în anul 2021. Banii ar urma să fie recuperați ulterior din fonduri destinate procesului de imunizare.